despre Samuilă Mârza. L-am cunoscut pentru prima dată, să zic așa, poate l-am mai înregistrat eu, dar nu mi-am dat seama că cine îi, în toamna anului 1938. Mă pregătisem să merg la școală în clasa întâia primară și într-o duminică a venit prin sat cu bicicleta și făcea fotografii la oameni și a fost chemat și de mama să ne facă niște fotografii, că eu mergeam în clasa întâia primară. Și știu că s-o dat jos de pe bicicletă, o intra la noi în curte și prima vorbă a fost: Elenuță, pune un lepedeu pe gard. Ce? Da, un covor de ăsta țărănesc, l-a pus pe gard, în timpul ăsta și-o dat jos aparatul fotografic de pe bicicletă, trepiedul, l-a așezat, a fost pregătit pentru a ne fotografia și în timpul ăsta ne-a aranjat în fața lepedeului, părinții, eu și încă o soră mai mică ca mine. Sigur că prima grijă a avut-o față de noi copii. Ne-au instruit să fim atenți, să nu clipim, să nu mișcăm, să nu râdem, să nu vorbim. După care am fost pregătiți împreună cu părinții și au efectuat fotografia. Deci avea aparatul pus pe trepied, un cerceaf negru care îl trăgea peste cap și a declanșat aparatul și ne-a făcut fotografia. În ce an era asta? Asta era în toamna anului 1938, înainte de a merge în clasa întâia primară. Și acum, în 2018, ați participat din nou la ședință foto. Da. Ce... Seamănă cu experiența de atunci? Acum, sigur că am alți ani, altă stare, altă cunoștință față de atunci când eram copil. Sigur, fotografia de atunci? Da, o am și acum, o fotografie de familie și chiar am trecut-o, am scris o carte. Biserica și școala în viața satului sunt timbru, unde e pusă la loc de cinste fotografia pe care ne-a făcut-o Mârza. Mai aveți acum încă una să da. Peste timp. Acum, el venea sâmbăta, de obicei, duminica de obicei venea prin sat. Adică se ducea acasă la casa părintească, dar trecea venind de la Alba Iulia prin Sântimbru și ajungea la Galtiu și mergea și în continuare până prin Coșlar. Lumea duminică era într-adevăr zi de odihnă. După ce mergeau la biserică, veneau acasă, mâncau, se odihneau și după aceea ieșeau la poartă și stăteau pe bănci, se strângeau vecinii, femei, bărbați, copii. Venea câte o femeie care făcea cocoș, cum le ziceam noi, floricele, umpleau troaca cu floricele, mâncam femeile, copiii, floricele, bărbații se aduceau câte o cană de vin și mai beau câte un pahar de vin și povesteau. Și în timpul ăsta, de multe ori, de cele mai multe ori mi-amintesc, cum venea cu bicicleta. Și sigur, primii care ne bucuram eram noi copiii și ziceam, nu, vine Samuilă să ne facă un chip. Și sigur, dădea bună ziua, lumea era foarte respectoasă, se ridica în picioare și îl saluta. Bună ziua, domnul Samuilă, ce mai faceți? Bine, da voi, și noi. Ne poți face un chip? Cum să nu? Se dădea jos, făcea toate pregătirile și făceau fotografiile. Era un ritual. Când, desigur,
venea duminica viitoare și aducea fotografiile și era mare bucurie și veselie când primeam fotografiile. Și aș vrea să spun că era un om foarte modest, foarte modest. Lumea la sat avea mâncare și băutură suficientă, dar ce erau foarte bine drămuiți erau banii, erau bani puțini. Și când aducea fotografiile, n-o zicea, domnul Samuile, cât costă? Apoi, uite, cam atâta. Vai, dar n-am atâția bani. No, bun, dar păi ai două ouă, cum nu? No, ia că dăm două ouă, ba, făină de mămăligă ai? Am, dă și un pic de făină de mămăligă. Era un om care consuma multe produse de astea lactate și din gospodărie. Deci, era foarte înțelegător de oameni, în sensul că dacă n-avea bani, îi dădea alte produse în locul lor. Anii au trecut, am crescut, am terminat 4 clase primare în Sântimbru, în 1942, și toamna am dat examen de admitere la liceul Mihai Viteazu din Alba Iulia. Așa-i zicea la actualul liceu Horia Cloșca și Crișan, liceul Mihai Viteazu. Și am intrat în clasa întâia de liceu. Aici aveam un unchi învățător, un frate de-a lui mama, care locuia împreună cu fotograful pe acea stradă numită Ulița Șurilor. Se aveau foarte bine, se vizitau unii cu alții. Și îl întâlneam foarte des, să nu spun aproape zilnic, îl întâlneam când mă duceam la școală sau veneam de la școală, îl salutam cu sărumâna și totdeauna zicea, măi nepoate, ce mai faci? Zic, bine, domnul Samuile, măi, să înveți bine să te faci inginer ca unchii tău. Mama a avut un frate care a terminat Politehnica la Timișoara. Era din generația fotografului Samuile. În continuu mă îndemna să înveți bine, să fii cu minte, să te faci inginer ca unchii tău. Sigur că anii au trecut, am terminat liceul, am făcut facultatea și după ce am terminat facultatea de geologie, am fost repartizat la minele din Munții Apuseni. Am fost angajat prima dată în 1955 la întreprinderea minieră de la Bucium. Aici, în munți, venea foarte des, în perioada în anilor 1955-1960. Venea cu autobusul pe care își punea bicicleta până la Abrud, la Abrud se dădea jos, își lua bicicleta și avea traseele lui. Bucium, Mogoș, venea înapoi la Abrud, pe Valea Areșului, până la Avram Iancu, chiar până la Scărișoara și la Arieșeni ajungea. Nu, umbla și făcea fotografii, sigur, în munți, ca și aici, era o raritate atunci, că aparate de fotografiat nu era atâtea cum sunt acum. Eu cred că nu-i apreciat la adevărata lui valoare. Aș vrea să vă spun că a locuit la mine, la Bucium și la Roșia Montană câteva zile, de azi până mâine, să zic. Și stăteam de vorbă până la 1, 2, 3 noaptea. Și îmi spunea cu așa mândrie, măi nepote, am fost singurul fotograf care a fotografiat serbările Unirii de la 1 decembrie 1918. Conștientiza importanța și mai ales că a fost contactat pentru a fotografia serbările Unirii un fotograf
numit Arthur Bach. Da. Evreu neamț care în ziua de 1 decembrie nu s-a prezentat ca să fotografeze sărbările Unii. Salvarea a venit de la acest patriot mare român, că a fost un patriot mare. A venit de la el, care a sosit de pe front cu 4 zile înainte de a avea loc Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Și împreună cu sătenii lui, care au fost pregătiți de o învățătoare, Galeni Mârza, în costume naționale, cu steaguri 3 culori, cu o pancartă mare pe care scria Galtiu, trăiască Unirea și România Mare, încolonați au plecat pe jos la Alba Iulia. Înainte de a pleca, le-a făcut 3 fotografii, care au rămas și sunt cuprinse în diferite lucrări. 2 fotografii cu grupul de tineri, bărbați și femei, și cu o grupă de călăreți care au venit cu steagurile la Alba Iulia. A imortalizat acest moment înainte de a pleca spre Alba Iulia. La Alba Iulia a ajuns în jurul orei 11. Lumea era adunată pe acest platou din jurul cetății, peste 100.000 de români, și în acest timp, când a ieșit delegația din Sala Unirii, în frunte cu cei 2 episcopi, Iuliu Hosu și episcopul ortodox, în trăsura trasă de 2 cai albi, urmat de 1.228 de delegați, a făcut un număr de fotografii. Unii spun 5, eu spun 6 sau poate chiar 7 fotografii. Cu Iuliu Hosu citind actul Unirii de la 1 decembrie, în frunte, în față era episcopul Miron Cristea, viitorul patriar al României, cu Aurel Vlad, care a vorbit de la tribuna oficială, și fotografii cu mulțimea de oameni care au participat la Marea Adunare Națională. Dacă nu era Mârza, nu aveam nicio fotografie de la 1 decembrie 1918. De-aia, repet, îmi spunea cu așa mândrie și cu așa pasiune și cu așa plăcere: băi, nepoate, am fost singurul fotograf care am fotografiat sărbările Unirii de la 1 decembrie 1918. Pentru aceasta merită toată cinstea și am înțeles că va fi trecut în jurul Sălii Unirii, îi se va ridica un bust alături de mari corifei care au realizat acest act mare al României Mari. În primul rând, să ne cunoaștem trecutul, să valorificăm trecutul și să fim mândri de această națiune care a realizat în vremuri grele unirea tuturor românilor. Și o dorință a mea ca cetățean, la anii care am, să se lupte conducătorii și poporul pentru a realiza de fapt România Mare, în care să fie cuprinși toți românii din jurul granițelor țării noastre.